culorile înroșite simbolizează învierea Domnului nostru Iisus Hristos și renașterea naturii. Acestea vor ajunge la bolnavi în zilele de sâmbătă și duminică pentru a le vesti Sfânta Sărbătoare. Conducerea Spitalului Județean de Urgență și reprezentanții firmei care asigură mâncarea pentru bolnavi au hotărât ca sărbătorile de Paște din acest an să fie însoțite de bucurie, așa că pacienții vor avea parte de un meniu specific. Mi se pare firesc ca cu ocazia sărbătorilor pascale să asigurăm la pacienții noștri internați care rămân pe perioada aceasta a sărbătorilor în spital, să asigurăm un meniu, n-aș putea să spun exact festiv, dar o felie de cozonac cu nou roșu să se simtă sărbătorile și în spital. Cum nu prea au voie la dulce, bolnavii de diabet vor primi cozonac dietetic. Deja au fost comandate peste 130 de bucăți pentru toți pacienții. Le facem o roșii, cozonac și facem o tocăniță cu carne de porc. Deci două zile de ziua de Paște, a doua zi de Paște, primesc ouă, cozonac și un meniu mai special. Conform tradiției, ouăle roșii nu trebuie să lipsească de pe nicio masă de Paști.